A patra ediție Anunții de Aur va fi organizată mâine la Gherla. Primăria Municipiului și Consiliul Local au invitat să ia parte la eveniment toate perechile din oraș care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Pentru a putea participa la Nunta de Aur, perechile trebuie să aibă 50 de ani de căsnicie, să aibă domiciliul stabil în Gherla și să nu mai fi participat la alte ediții ale evenimentului. Invitații vor avea parte de un recital al fanfarei, spectacol de muzică populară, dansuri, joc și voie bună. Primarul municipiului Gherla, Ovidiu Dragan, va fi prezent la eveniment pentru a-i felicita pe invitați. La ediția de anul trecut au participat peste 170 de cupluri.